Vreau să te mai întreb niște lucruri, pentru că ai spus tu de banii pe care i-ai cerut de la club și tu în procesul ăsta pe care îl ai în continuare, când e termen, mai știi? 15 iulie. Da. Nu e pronunțare, adică nu e rămas. E un termen de judecată. S-a amânat de două ori și acum nu deci e posibil să fie pronunțare acum. Posibil, da. Ce așteptări ai? Adică, teoretic, ce crezi că se va întâmpla? Eu ce cred? Ce-mi doresc eu să se întâmple? Să ții bani, da. Bine, se dea cred că trebuie să ții bani, nu? Că sunt banii, sunt salariile. De ce nu ți-ai lua? Pentru că s-a aplicat acea ordonanță a șomajului. Aha, deci tu ai fost băgat în șomaj pe toată perioada asta. Și tu ceri banii conform contractului inițial. Am fost băgat pe perioada, sincer, nici nu știu cum să spun, pentru că sunt foarte multe hârtii primite din partea clubului, în care nici nu mai știu care este perioada. S-au suspendat retroactiv. Da, și nu știu. Acum avocații se ocupă, nu dețin. Da, nu, am fost băgat de pe 16, cu data de 16 martie, adică la o lună distanță retroactiv și acum nu știu. Nu avocații se poate face, asta e o nebunie. Avocații se ocupă numărul. Ai primit și o erată, că domnule, nu a fost de la 16 martie, au mai schimbat-o ei. Da, cert este că eu la data de 18 mai eram neplătit de 4 luni și. 18 mai? Ultimul salariu îl încasasem în ianuarie. Ah, da? Da, și până pe 18 mai când am mai încasat un salariu jumate nu am primit nimic. Și da, a fost destul de greu. Toată pandemia și toată perioada, o mare parte din banii cei de la Reading mi virează acolo și nu am putut să mi transfer. De acolo, din Anglia. Da. Și, na, e dificil să stai, mai ales la un club așa mare, să stai neplătit. Pentru că probabil lumea se gândea, stai puțin, că ce nevoie are Adi Popa de bani ăștia. Da, în condițiile în care ceilalți jucători au fost plătiți. Toți. Mai sunt care nu au fost în șomaj. Care nu au fost în șomaj, da. Da, și, na, nu mi s-a părut normal această chestiune, dar așa au decis cei din club, le respect decizia, de aceea am mers la comisie.